Liviu Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au căsătorit civil și religios chiar de dragobete, ziua iubirii la români. Cei doi reprezentanți marcanți ai PSD și-au spus da la primăria Craiovei în cadrul unei ceremonii oficiate de edilul orașului. Domnule Manda iubea Claudiu, de bună voie, nu știu de nimeni. V-ați în căsătorie pe doamna Vasilescu Lia Olguța? Da. Înainte de a intra în sediul primăriei, Lia Olguța Vasilescu a mărturisit că are emoții. Am un pic. Am plecat ca din filmul Singura Casă, cu copiii după noi, a afirmat fostul ministru al muncii. Oamenii i-au adus flori miresei și s-au înghesuit să le ureze celor doi o căsnicie frumoasă. Lia Olguța Vasilescu a precizat că nu-și va schimba numele de familie, deoarece tatăl ei și-a dorit băiat și a promis că nu-și schimbă numele. După cununia civilă, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au cununat și religios la Biserica Maica Precista Mântuleasa din Craiova. A urmat apoi petrecerea de nuntă la un restaurant din oraș, unde au fost invitate 100 de persoane. Lia Olguța Vasilescu, în vârstă de 44 de ani, și Claudiu Manda, de 43 de ani, au fiecare câte un copil din căsniciile anterioare. Lia Olguța Vasilescu a fost căsătorită cu fostul jurnalist Ovidiu Răzvan Vlasopol, în prezent membru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Claudiu Manda a divorțat de Andreea, medic-stomatolog, în anul 2015.